Veste bună pentru buzoienii conectați la RAM. prețul gigacalorii către populație va rămâne neschimbat în 2013. Viceprimarul Fănică Bărlu a ținut la Campus TV să risipească zvonurile care anunțau o creștere de minim 5% din cauza măririi prețurilor la gaze și energie. Eu o spun cu fermitate și cu garanție 100% că în anul 2013, pe toată perioada lui până la 31 decembrie, gigacaloria va rămâne la nivelul anilor 2000. 2008-2009. Viceprimarul a dat de înțeles că prețul gigacaloriei va fi mărit, însă doar din 2014. Există posibilitatea ca din anul 2014, datorită la multe alte lucruri care contribuie, să nu mai avem posibilitatea să suplinim atât de mult partea de contribuție a statului la gigacalorie și probabil, posibil, pentru 2014, dar cu siguranță în 2013, în această iarnă și în iarna care vine până în, deci, până în ianuarie, cu siguranță nu se va scumpi un leu. Fănică Bârla apreciază că la aceeași cantitate de căldură consumată, buzoenii conectați la ram plătesc în medie cu 30% mai puțin decât cei cu centrală. Avem o o performanță ridicată și atunci gigacaloria la caloriferul din condominiu este mai ieftină decât cea produsă cu surse proprii, cu certitudine în momentul de față și s-au făcut ni uh, experimentări, s-au făcut branșamente noi pe clădiri foarte importante, pe clădiri administrative, pe vile importante, unde gigacaloria sau costurile pe iarnă est, uh, sunt mult mai mici, cu 30% față de cele proprii. La fel de adevărat este însă că prețul de 185 de lei Per gigacalorie către populație este subvenționat de primăria Buzău de la un preț real de 439 de lei.